Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Exprim TV. De astăzi începe un nou an școlar, în care unii elevi vor avea ocazia să aprofundeze cunoștințe despre asigurări. Ministrul Educației Remus Pricope a aprobat prin ordin de ministru implementarea unor programe școlare pentru discipline opționale, printre care și educația financiară. Studiul acestei discipline opționale va începe din clasele a treia și a patra. Ce vor învăța mai exact elevii despre asigurări, ne spune Alex Roșca, redactor șef al publicațiilor Prim. Vorbim despre o inițiativă de mult așteptată și ne bucură faptul că Ministerul Educației, iată, a luat această decizie. Chiar dacă vorbim despre implementarea unui curs opțional, așadar părinții vor avea oportunitatea de a opta pentru pregătirea în educație financiară a copiilor lor. Este bine că se începe de undeva pe acest subiect. Până acum așteptările din partea părinților erau ca școala să informeze pe copii cu privire la educația financiară, în timp ce unele voci susțineau că părinții ar trebui să le asigure copiilor informațiile necesare. Ca un exemplu, în Marea Britanie, o petiție online semnată de peste 100 și ceva de mii de părinți au determinat autoritățile din Marea Britanie să hotărească ca educația financiară să devină obligatorie pentru elevii între 10 și 16 ani. Concret, ce se va întâmpla? Practic, fiecare dintre părinți va putea opta pentru urmarea de către copiilor a acestor cursuri în cadrul școlilor. Din păcate, nu avem o programă analitică, ea nu a fost încă făcută publică pentru elevii de școală primară, pentru clasele 3-4, de aici se va începe, dar cunoaștem ceea ce aveau posibilitatea până acum să învețe elevii de liceu. Vorbim despre noțiuni de bază, programa a fost făcută în colaborare cu specialiști de la Banca Națională a României. Iar în ceea ce privește asigurările, vorbim de noțiuni elementare, informarea cu problemele la riscuri la care sunt supuse bunurile persoanele, la soluțiile oferite pentru asigurare și analizarea situațiilor de risc cu care o familie se poate confrunta. Este un bun început și iată că de-abia de acum putem spune că începem cu pași mărunți să pregătim pentru o altă atitudine față de asigurarea generațiilor care vor urma. În continuare, vă invit să trecem în revistă principalele titluri de pe unuasic.ro. PAID îi va despăgubi în regim de urgență pe asigurații din zonele afectate de inundații. Octombrie este luna asigurărilor de locuință și Cristina Rasol este noul director al direcției broker din cadrul Omniasic Viena Insurance Group. Să vedem acum și știrile pe larg. Ca urmare a inundațiilor catastrofale de săptămâna trecută, PAID anunță că va rezolva în regim de urgență dosarele de daună ale tuturor proprietarilor din zonele afectate care dețin o poliță de asigurare obligatorie a locuinței. În acest scop, la nivelul PAID, a fost format deja un comitet de urgență cu atribuții în centralizarea tuturor informațiilor din teritoriu. Toți proprietarii de locuință din zonele afectate de inundații care dețin o poliță PAD valabilă pot suna la numărul de telefon 0735 333 930 pentru consiliere. Asociația pentru promovarea asigurărilor anunță în octombrie luna asigurărilor de locuință, pregătind alături de actorii reprezentativi din piață cea mai amplă campanie de informare în domeniu și sprijinind cea de-a 10-a ediție a ICAR, Forumul Internațional de Riscuri Catastrofale. Astfel, între 1 și 30 octombrie 2013 se desfășoară cel mai mare proiect de informare privind asigurările de locuință, campania națională Totul pentru casa mea. De asemenea, pe 15 octombrie se va desfășura cea de-a 10-a ediție a Forumului Internațional de Riscuri Catastrofale, organizat de Banca Mondială, UNSAR, UNSICAR și APA. Începând cu 1 septembrie, Omniasig a desemnat-o în funcția de director al direcției broker pre Cristina Rasol. Aceasta are o experiență de aproape 11 ani în domeniul asigurărilor, toți petrecuți în echipa Omniasig. Înainte de această nouă poziție, a ocupat funcția de șef departament licitații, dezvoltând activitatea de licitații în cadrul companiei, astfel încât Omniasig a devenit un important jucător pe segmentul achizițiilor publice. Acestea au fost știrile zilei la Exprim TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Mâine vă revedeți cu colega mea, Camelia.